Bună dimineața de luni! Avem aici cea mai și cea mai și cea mai harnică și cea mai muncitoare pisică. S-a prezentat la birou așa de luni de dimineață. Ce faci, iubițel? Aștepți o masă pe birou? Evident. Cum altfel? Harnică, ce v-am spus eu. Am venit până la Auchan și bineînțeles că prima intrare este în Pepco. Tot intru de fiecare dată ca să nu cumva să ratez cănile de toamnă. Însă am găsit cam aceleași chestii care erau și data trecută, ciupercuțe, dovlecei, drăguțe ciupercuțele, am văzut că sunt, e plin de ciupercuțe, le-am văzut și la Kik, le-am văzut și la Teddy, acum le văd și la Pepco. Avem și ceva cumpărături, de la Auchan în primul rând, unde a trebuit mers pentru că domnișoara asistentă mai avea doar o porție de pui rotisat și mâine ar fi fost dramatic, așa că s-au mai adunat și alte chestii. 134 de lei și 45 de bani au costat toate și încerc să îmi dau seama cât a fost carnea tocată de pui, 626 de grame, 18 lei și 90. Așa arată. Aici o să avem niște chiftele delicioase, cel mai probabil, sau poate niște paste, vedem. Niște piept de pui. Mi-am luat o vopsea să fie. Am luat-o pe asta așa, cu o tentă arămie, ciocolată cu caramel, am luat un almete de ăsta cu verdeață mai mare, că vin și ai mei zilele viitoare, un lapte pe care îl folosim pentru cafea, niște covrigei de ăștia de la Grand Papa și niște pastramă de porc Meda, 18 lei 256 de grame, din ce în ce mai scumpe alimentele de bază de fapt. Și am mai luat și o brânză de asta Acadia Double Cream, asta e moale și... E bună că rezistă foarte bine în frigider, nici nu mai știu cât s-a făcut. 11 lei 20 a fost almetele și Acadia a fost 9 lei 90. Mă așteptam să fie mai scumpă. Și mai avem și ceva cumpărături de la de-astea tradiționale românești. Am luat o pâine floare împletită de la cuptor, care a fost 5 lei. Și am mai luat niște brânză de burduf, niște telemea și niște cârnați afumați. Mâine la prânz o să avem mămăligă cu cârnați și cu brânză de burduf. Cel mai probabil, dacă nu intervine nimic. Și dacă tot am luat pastrama asta atât de bună, o să fac o omlețică cu pastramă. Mie îmi place pastrama ușor rumenită în omlete sau chiar și în sandvișuri. Și asta mi-aduce aminte că n-am mai făcut de mult sandvișuri calde. Dar azi nu e timpul, poate facem niște chifle drăguțe curând și niște sandvișuri cu pastramă rumenită și ou. Pun evident și brânză, brânză telemea românească, cea din comerț e puțin prea sărată după gusturile mele, așa că prefer să cumpăr de la un magazin de aici, de la Piața Râmnicu Sărat, brânză telemea de Sibiu, puțin sărată. Am dat pagina calendarului și mi s-a părut foarte interesant mesajul, așa că hai să îl împărtășesc și cu voi. Și avem acest mesaj. Viața fericită nu e făcută de excursii scumpe, ci din violetele de pe marginea drumului. Haideți să avem excursii ieftine și să nu uităm să admirăm orice floricică ne iese în cale. Începem dimineața, ca de obicei, cu puțină curățenie. Blue face baia. Jimmy o să facă dormitorul, dragul de el. Uitați-vă și voi ce tacticoasă este domnișoara. Ce faci, mă, tacticoșenie, măi? Mă, iubita, mă, să nu-mi dai carne pe hârtii. Bine, sunt hârtiile mele proprii și personale, dar chiar și așa, uitați-vă ce... Așa place bine de pisicuțele astea tacticoase. Sunt în curce pixul meu. Și o chestie pe care mi-ați spus-o voi și am aprofundat-o și bineînțeles că ați avut dreptate, întotdeauna aveți dreptate, este faptul că pisicile nu agrează să mănânce din castroane înalte, din farfurii cu margini înalte. Asta este maximul pe care îl suportă Kitty. O servesc de obicei în farfurii din alea întinse. Avem unele desperecheate de pe la seturi mai vechi și le-am păstrat ei. Din cauza mustăților, pentru că, da, iubita, le deranjează marginile înalte. Ele au mustățile lor au un scop bine
definit. Am fost și mi-am făcut pedicura, avem unghii portocalii și la picioare și m-am oprit și pe la piață, am cumpărat niște porumb care este aici și niște struguri care sunt aici. Strugurile astea sunt așa de dulci că sunt un pic prea dulci, o să-i spăl și o să-i pun într-un castronel, iar porumbul evident că îl punem absolut imediat la fiert. Și pe cât de tare îmi place porumbul, pe atât de tare îmi displace mizeria care se face din curățarea lui. Dar asta e, facem, curățăm repede. Încerc să mă mai bucur de porumbul fiert, că nu o să mai dureze foarte mult. Și acesta este vârful acela pentru bateria de la chiuveta de la bucătărie, comandat de pe Temu, care e foarte, foarte practic și sunt încântată de el. Din păcate n-am reușit să mănânc porumb copt vara asta, iar pe seară am ieșit cu fetele la o terasă și ne-am făcut de cap cu papanaș. Iar ziua următoare începe cum altfel decât cu o bine meritată cafea. Am scos din dulap cana asta dublă de la Pepco și îmi place tare, tare mult cana asta, deși e foarte sensibilă. Ce faci, mă, acolo? Am primat cu bătunica. Ești transportată? Da. Ți-ai luat un Uber? Un Uber? Uber Kitty. Și aveam programare la West Eye Hospital pentru o consultație la oftalmologie. West Eye este un spital de oftalmologie privat, care însă face și consultații oftalmologice decontate prin casa de sănătate. Eu mi-am luat trimitere de la medicul de familie, m-am programat și am venit pentru consultul anual, în principiu. N-am reușit să vorbesc cu voi toată săptămâna, este deja vineri. Am fost la control la ochi, ați văzut un pic. E soare și frumos afară. M-am dus pe jos că n-avea rost să merg, nu știu, un kilometru cu mașină. Începusem să am probleme cu ochelarii actuali de apropiere. Probleme la distins între 6 și 8 cifre. În rest, mă rog, și la cititul de pe telefon sau pe prospecte, pe etichete mai mici, că ați văzut că nu mai... Bine, oricum, fără ochelari nu vedeam de dinainte să citesc chestiile foarte mici pe produse sau pe etichete. În 2021, în ianuarie, am început să port actualii ochelari, 0,25 cu 0,75 aveam. Am fost în 2022, la începutul anului, la control și doamna doctor mi-a zis că să-i port pe aceeași până când voi simți că nu mai văd bine cu ei, lucru care se întâmplă acum. Așa că am fost 1 cu 1,25. Sunt dioptriile pe care le-am ales. Aș fi putut să, mă rog, ar fi mers 1 cu 1,5, dar am zis că să păstrez loc pentru data viitoare, să avem unde crește. Acum începe marea căutare, pentru că vreau să-mi caut alte rame. Și o să-mi caut alte rame, dar nu știu ce vreau și o să fie greu. În primul rând, nu vreau să dau foarte mulți bani pe ei, pentru că mi se pare o investiție nejustificată să-mi cumpăr niște rame de firmă doar ca să le port în casă. Predominant. Teoretic, ochelarii pe care i-am avut nu erau potriviți pentru apropiere, pentru că aveau rama foarte mare și nu-mi permiteau să mă uit peste atunci când priveam la distanță. Da, este foarte posibil să-mi iau ceva asemănător și să îi dau jos atunci când mă uit în depărtare, pentru că îmi plac ramele astea cu formă de pisică, așa li se zice. Am probat deja la un magazin aici pe Vitan, sunt pe calea Vitan, în spate este terenul de rugby care credeam că este nefolosit, sta să vă răsucesc. Dar se pare că totuși se mai fac antrenamente sau ceva pe aici. Cândva se putea intra liber aici, era și o bandă de alergare pe margine, dar nu mai este cazul. Adică erau vremuri când veneam aici la... Nu mai știu, Eurosende zice acum, la Olimpia, la stadionul Olimpia, și alergam în jurul stadionului de
rugby sau chiar pe stadion, pe gazon. Aveai voie să intri și să faci sport și de vreo 3-4 ani nu mai e permis accesul, ceea ce mi se pare trist. Adică, în general, în București cam nu prea mai e unde să te duci să faci sport. Cam înțeles că și la banda aceea de alergare de la 23 august, unde de asemenea era liber într-o vreme să te duci să te antrenezi, acum nu mai este permis accesul oricui așa la liber. Deși aceea este o bază a primăriei, ceea ce, nu știu, alte primării în alte state sau, mă rog, alte autorități fac orice ca populația să facă sport. Aici autoritățile fac orice ca populația să nu aibă acces la niciun fel de sport. Am ajuns la Oșan, o să intrăm acolo. Știu că era un magazin de optică și aici, poate găsim niște lentile drăguțe, niște rame. Și evident că trebuie cumpărat pui la asistentă. Avem și soare, avem și nori și avem oameni care țipă. Și o problemă cu care mă împac din ce în ce mai greu în ultima vreme, că românii, în general, nu pot să vorbească cu decență, încet. Pur și simplu trebuie să țipe. Și eu. Evident că prima oprire este la Pepco. Să vedem ce noutăți avem. Avem plovere, evident. Și mergem un pic în spate să vedem dacă avem când noi cu tematica de asta de howling. Cam aceleași chestii. Cana asta îmi place de foarte mult timp. Și nu știu de ce n-am luat-o. Costă 43 de lei, da. E din sticlă, da. Îmi place mânerul ăsta și aspectul ei. Nu văd nimic de genul optică. Dar căutăm. Avem aici un magazin, dar e închis. Oare de ce? Interesant și concret. Și arată bine. E, am găsit o chestie interesantă, zahăr gelifiant. Nu l-am mai văzut, de la Diamant. Sunt bune produsele lor. Costă 6, nu știu cât costă. Nu-mi dau seama care este prețul dumnealui. Ar trebui acesta, 6,99, dar 1 la 1. Un kilogram de zahăr, un kilogram de fructe. Foarte, foarte tare treaba asta. Și o chestie, altă chestie interesantă, sifonez cu apă carbogazificată, 1,6 litri, 5 lei și 45. E mult, dar nu știu dacă se reumple treaba asta. Da, dacă sunteți fan sifon și vreți apă cu multe bule, luați-vă așa ceva de la Sifonescu, mi se pare interesant. Gata și cumpărăturile s-au deschis și la optică, dar să știți că ochelarii pe care i-am provat dincolo, mă rog, ramele pe care le găsisem dincolo la 200 de lei, aici erau 240, așa că nu m-am mai uitat mai departe. Am făcut ceva cumpărături și mergem la muncă deocamdată. O să încerc mai târziu pe partea aia cu Camil, restul mai sunt acolo niște magazine de optică unde poate găsesc mai multe rame. Dacă nu mă întorc la primul magazin și îmi aleg una din cele două perechi probate acolo. Foarte mult îmi place iarba asta de aici, de la Oșan. Vreau și eu gazon și soare. Let's go! Unii dintre voi m-ați întrebat unde este magazinul Kik. Acesta este magazinul Oșan și magazinul Kik este fix acolo, pe diagonală. Aici undeva a fost piața Bobocica, nu mai este. Au mai rămas două tarabe, iar magazinul Kik o să-l vedeți mai bine imediat. E undeva în clădirea aceasta. Ia uitați, acolo undeva, la etaj. Sunt niște scări, fix, mă rog, avem o șaurmeria Băneasa și brutăria Gunpan. Aia e nouă brutăria, acum o văd pentru prima oară. Și pe acolo e intrarea la Kik.
Și mi s-a întâmplat și o chestie interesantă. Acolo în spate este o tarabă de asta unde se vând pepeni și tot timpul am bagaj prea mult ca să mai cumpăr și un pepene. Azi eu am luat un mic pepene galben. Tatei îi place foarte tare și mie și cam atât. Doar noi doi mâncăm un pepene galben. Iar chestia interesantă este că n-am avut mărunt și fata de acolo n-avea să-mi dea restul și mi-a dat pepenele doar cu 5 lei, deși el costa 7 și a zis că să-i aduc eu 2 lei, ceea ce o să fac mai târziu, dar e interesant că nu prea se întâmplă asta în general. Cel puțin noi românii am cam uitat să fim buni. De la Auchan n-am luat așa mare lucru, am luat un pui întreg, o să mâncăm și noi tot pui rotisat astăzi, nu mai fac altă carne, și am luat niște cartofi, 3 cartofi de ăștia dulci și i-am spălat pur și simplu, doi erau mai mari, sunt deja în cuptor, îi pun în folie și bag la copt, nu știu, 40-45 de minute până se înmoaie și cu unt îi mâncăm pur și simplu cu cărniță. Nu o să vă mai arăt toate cumpărăturile, dar hai să vă arăt ăștia. Sunt niște arahide în aluat cu aromă de cașcaval de la Moghi. A fost 3,55 lei punguța asta, care nu știu, cred că are 30, 60 de grame, mă rog, pare mai ușoară. Să-i testăm un pic să vedem cum sunt. V-am pus un pic pe suportul de cafea, cam așa arată treburile astea, așa ceva. Foarte interesantă, să știți. Chiar îmi place treaba asta. Sigur o să-i placă și Evei. Avem de degustat ăștia și mai sunt macaroni și aia de la Good Day Therapy. I-a văzut și ieri. Doar că atunci când a venit ea, eu mă grăbeam să plec. N-am mai avut timp de taste test. Și o să mai vină luni. Probabil așa că facem taste testul la macaroni și luni. Ăștia sunt buni. Merg așa de gustare, dar cred eu și calorii au de toți banii. Și dacă tot am pornit cuptorul pentru cartofi... Aici niște sărățele și le facem și pe ele la cuptor. Pepenele le-am spălat bine și am pus coaja așa, curățată mai gros, aici în vas cu puțină apă, cu o jumătate de lămâie, iar miezul l-am tăiat cu bulețe și îl pun într-un castron dintre ăsta din Ena cu capac la frigider. O să pun și niște portocală aici deasupra. Și avem o băuturică, n-am făcut-o cu apă minerală, am făcut-o cu apă normală. Să știți că se simte gustul fructului, sau mă rog, mai mult aroma, chiar și așa cu coaja asta cu puțin miez. Și eu zic că din vitamina asta, din fruct, tot ajunge și în apa pe care o să o bem câte ceva. O să pun niște bețe de scorțișoară. Știți că îmi plac, nu? Că mai au și astea un pic de aromă. Le punem și pe ele acolo la infuzat. Și o nucșoară și hai să punem și un pic de anason. Mie îmi plac aromele astea. Să știți, nu știu voi cum sunteți cu aromele, dar mie îmi place apa aromată. Nu-i pun dulce, nu o să fac limonadă, pur și simplu o să fie o apă infuzată. O să avem, pepenele galben are și ceva zahăr, deci o să fie ușor dulceagă.
Avem și colețel de la Shein, dar o să-l desfacem mai târziu. Deocamdată vreau să văd cureaua asta roșie, pentru că azi avem pantaloni roșii și trebuie să mă asortez și mai târziu le verificăm și pe celelalte. Dar mai au de așteptat. Gata, avem curea, mă rog, suntem strâmbi, dar avem curea nouă. Asta e un pic mai calitativă, plasticul este mai moale și mai fin și minunea asta de cataramă e mai de calitate, dar pentru, nu știu, 1,74 € sau cam așa, 1,74 € am dat pe curea asta, eu zic că e ok. Și mi-am luat de cauciuc una roșie și una bleu, am zis eu să o asortez la blugi sau chestii de genul ăsta. Îmi pare rău acum că nu mi-am luat și una albă și mi-am mai luat două metalice pe care le vedem mai târziu, una neagră și una așa cu argintiu și cu niște ștrafe. Să le vedem. Este deja vineri după amiază, spenserată aproape. Mi-am pus o cană cu apă de-asta infuzată, să știți că este foarte bună. N-am apucat să beau peste zi, că am tot alergat în toate părțile. Mă uitam să văd ce face Kitty în colțișor, că face ea ceva. Haideți să desfacem comanda de la Shein. Începusem cu ploverul ăsta, dar hai să continuăm cu husa. Mi-am comandat o husă pentru telefonul cel nou. Mi-am luat una atunci de la Castan, dar nu-mi place să am doar una, așa că mi-am mai căutat. Nu aveam foarte multe variante de huse transparente cu model. Mă rog, mai erau unele cu sclipici, cu chestii, mai erau din alea cu copertă, dar alea chiar nu-mi plac deloc. Asta este transparentă, simplă, dar știu din obișnuință că astea se îngălbenesc. Bine, și asta o să se îngălbenească, asta e așa cu niște norișori. Hai să vedem. Telefonul meu verde cu norișori mergea foarte bine pe un telefon bleu. Aveau și bleu la varianta asta de telefon, dar hei, mie mi-a plăcut ăsta verde. Foarte drăguță. Este mult mai subțire materialul față de asta. Adică ăsta este gros și e de anti-șoc, cred, că îl simt la mână. Este și mai ușor și mai finuț, mai subțire, evident, fiind husa mai subțire. O să vă las în descriere prețuri, pentru că, nu știu, ăsta a fost tot așa, vreo $2, ceva de genul. N-am plătit transport separat. Mai avem, în afară de dumneai cureaua pe care deja o port la mână, o curea asemănătoare, mă rog, același model pe acest turcoaz. Și mai avem două metalice. Astea metalice, mă rog, și îngreunează ceasul și nu sunt așa de confortabile, cel puțin noaptea, că eu dorm cu ceasul noaptea, că mă soară. Funcțiile astea de sănătate sunt active pe parcursul întregii nopți și tensiune și temperatura corpului și oxigenarea organismului. Așa arată dumneai. Îmi place mult de tot asta. Este neagră, simplă, ușor lucioasă. Foarte, foarte, foarte drăguță. Și mai avem una argintie. Să știți că se potrivesc și cele de la ceasul vechi, Samsung Galaxy Watch. Și pe acelea l-am vândut pe OLX, că n-am mai apucat să vă povestesc, cu două dintre curelele de cauciuc, dar le-am păstrat pe astea, că în varianta în care nu mi-ar fi venit, nu s-ar fi potrivit, aveam cui să le dau. Din persoanele apropiate, le-am pe astea două pe care le-am avut și la celălalt ceas, însă sunt cumva largi, nu știu, nu mi-au oferit foarte multă încredere. Am mai rețin în sertarul, deci de la birou în general, și de aici le schimb, dar haideți să vedeți și pe asta argintie, bine, și să o văd și eu, că de asta sunt cea mai curioasă. O am pe aceea cu auriu și argintiu, combinație. Dar asta mi se pare super, super, super interesantă. Cu pietricele așa pe aici, pe acolo. Și asta, asta e mai ușoară totuși. Treaba asta e pentru îndepărtat zale, în cazul în care va fi nevoie. La cealaltă a fost nevoie. Știu că n-am reușit să folosesc treaba asta. A primit Florin la un alt ceas, nu mai știu la care. El e cu Huawei. O presă pentru îndepărtat
zale, uitați-vă și pe asta, și asta este drăguță și interesantă, dar vă spuneam că este destul de grea. Bine, este deschisă acum aici cum stătea ea în sertar, dar o să o port și pe asta. Dar nu întind așa de repede mâna după ea în sertar. Asta, în schimb, este mult mai ușoară și decât cea pe care v-am arătat-o anterior și decât asta neagră comandată. Acum asta este cumva similară cu Avem și Salvare, cu cea cu argintiu și auriu. Hai să vedem ce mai avem. Mai avem aici niște perle. Mi-am luat niște perle adevărate. Evident că sunt niște... nu știu ce o să fac cu asta. Eva nu cred că își va dori așa ceva. Nu știu de ce n-am fost atentă să văd care este dimensiunea, lungimea lanțului. Poate doar să mai adaug aici niște lanț, pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că nu suport chestii la baza gâtului datorită tiroidei, pur și simplu simt că mă sufoc. Asta cam așa vine, ceea ce nu este ok pentru mine, este foarte drăguț și asta în general se poartă la baza gâtului, dar eu nu o să pot să fac asta vreodată, așa că aici încercăm să mai adăugăm niște lanț de ăsta ca să-l mai lungesc un pic. Și avem o inimioară drăguță în centru. Și asta a fost tot la fel. Astea au fost foarte, foarte fine. Și ne-am luat și două hăinuțe, hăini, care au venit separat, cam au venit două colete, de fapt. Toate treburile acestea și inclusiv acest plovăr au venit astăzi și dumneai această cămașă e venită de câteva zile, o țin aici pe birou. Tot am așteptat să vină tot coletul ca să fac un singur haul de la Shein. Vă spuneam eu de clipul cu tendințele toamnei și da, n-am reușit să-l fac, dar le bifăm așa pe parcurs. Una din tendințele, nu, avem două tendințe într-un singur plover, mă rog, este o rochie plover, așa ceva. Una din tendințele toamnei sunt rochiile tricotate, și largi și lungi. Nu știu de ce am crezut că are și glugă. O altă tendință sunt glugile, se poartă glugi cam la orice. Plover cu glugă, bluză cu glugă, sacou cu glugă, dacă se poate, deci se poartă gluga. Se poartă de asemenea și dungile. Și iată ce culoare drăguță, nu mai știu ce măsură, cred că M-ul mi l-am luat eu. US 38, mărimea M, da? Pare destul de strâmtuță, așa că ambrată pe corp. Să sperăm că nu va sta prea mulată, că mi se pare micuță. Văzând-o așa acum, așa cum am desfăcut-o și este lungă. O să facem și un try-on, dar într-un clip viitor, că acum aștept un telefon și o să trebuiască să plec, ce credeți? Și haideți să vedem și cămașa, care vine tot la fel, într-o pungă individuală. Se poartă cămașa albă. Cămașa albă cu guler, iarăși este un trend. Eu mi-am ales-o pe asta cu ceva pietricele. Hai să vă pun un pic mai departe. Duceți-vă un pic mai încolo ca să avem loc să vedem chestii. Asta cred că este un pic oversize. Pe asta am luat în mărimea L. Cred că mergea invers, asta M și aia L. Dar să sperăm că ne descurcăm cu ceva. Eu nu prea port cordon sau curele. Asta merge stilizată cu o curea, dar eu nu am așa o talie de invidiat și nu prea m-am înghesuit să-mi pun curea. Hai să vedeți și pietricelele astea. Că îmi place foarte, foarte mult cum sunt. Ce îmi place mai puțin este faptul că pe interior sunt așa cu genul de capsă și mi-ar fi plăcut să aibă un material din acela care să acopere treaba asta. Mai am eu un tricou care are niște chestii de genul ăsta și mă cam deranjează, mă zgârie, nu știu, nu-mi place cum se simte pe piele. Să sperăm că nu o să fie cazul sau dacă o să mă zgârie și o să-mi placă foarte tare, o să-mi pun eu material din acela, dar sincer mi-aș dori când îmi cumpăr ceva să nu trebuiască să mai modific și eu acasă. Deci avem trend dungi, cât mai multe dungi, avem ploverul, rochița plover, se poartă și rochița cămașă și am în coșul de la Bonprix, trebuie să mă hotărăsc că am în coșul de la Bonprix produse de vreo 500 de lei și nu vreau să fac o comandă de atâția bani. Trebuie să mă hotărăsc la mai puține chestii și n-am reușit să aleg doar câteva dintre ele. Am și acolo o rochie din asta pe un maroniu vișiniu foarte frumos, că se poartă roșul și toate deviațiile de la roșu, inclusiv vișiniu,
foarte în trend. Deci rochița plover, gluga, cămașa albă și dungile. Și culoarea toamnei, v-am mai spus eu, este roșul. Eu sunt cu ruj roșu, cu rea de ceas roșie, avem și pantalon roșii, haine roșii am din belșug și se poartă blugul din cap până în picioare. Cămașa albă o probăm, nu o probăm acum, pare mare, dar să sperăm că o să pot să o bag undeva în blug sau cumva să o aranjez să vină bine. Dacă nu, nu știu. Eu n-am făcut niciodată retur la Shein, nici n-am cumpărat foarte multe lucruri sau foarte scumpe și dacă nu mi s-a potrivit ceva, am reușit să le dau pe la cunoscuți sau să fac o bucurie cuiva că nici nu știam dacă se face retur, că vin tocmai din China și mi se pare cam complicat. M-aș bucura să-mi scrieți în comentarii dacă voi ați făcut retururi la Shein și... Am citit pe net că trebuie să te expediate lucrurile la o adresă comunicată de cei de la Shein, dar nu știu de unde, că dacă trebuie să expediate la o adresă din România, e ok, că pot să le pun la curier, dar dacă trebuie să le expediez în China, atunci s-ar putea să coste mai mult decât face lucrul returnat. Deci scrieți-mi și mie dacă ați făcut retururi la Shein și unde a trebuit să trimiteți lucrurile și cam cât a durat. Nu știu, trebuie să probez pe ambele. M-aș bucura foarte tare să-mi vină ambele. Să știți că materialul la rochie asta este foarte moale și foarte plăcut. Așteptam să fie mai sintetic și mai de proastă calitate. Atâta doar că uitați cât este de îngust de sus până jos. Eu am șoldurile mai late de atât. S-ar putea să vină prea mulată și să nu o pot purta. Iar Eva nu cred că poartă nici genul ăsta de rochie, nici genul ăsta de lungime, adică e undeva până la jumătatea gleznei. Nici mie nu prea îmi plac rochiile sau fustele până la jumătatea gleznei, dar o probăm și vedem ce facem. Dacă o să fie nevoie de roturi, mă bazez pe voi să-mi spuneți cum se face. Sunt convinsă că mă voi descurca și singură, dar problema este de costuri, că... Dumnezeu a costat, cred, $14 și ceva și cam așa, nu știu, $12-13 sau ceva de genul ăsta. Ăsta a fost clipul de astăzi. Îmi pare foarte rău că săptămâna asta am fost așa aglomerată cu treburi și nu am reușit să filmez mai mult pentru voi. Sau mă rog, ca să împărtășesc și cu voi, dar mă bucur că am reușit să desfacem împreună comanda de la Shein. Și în principiu o să închei aici vlogul ăsta fiind vineri seară și mâine, sâmbătă, deschidem unul nou. Nu știu dacă o să am foarte mult timp nici weekendul acesta, dar sperăm să se găsească ca să reușesc să fac un vlog drăguț. Vă mulțumesc ca de obicei că v-ați uitat, aștept comentariile voastre, un like dacă v-a plăcut clipul sau un like dacă nu v-a plăcut și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc zile frumoase! Pa!